Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Prima parte a zilei este ceva mai bună, este ceva mai interesantă. Se mai rezolvă din lucruri, relația dintre femei și bărbați pare să fie destul de bună. În schimb, în a doua parte a zilei, cu toții vom fi foarte mult concentrați pe muncă, pe sănătate, vom fi concentrați asupra detaliilor și, de asemenea, ne vom concentra foarte mult pe tot ceea ce ține de planul acesta material. Undeva spre seară vedeți că apar tensiuni. Mă rog, tensiunile astea se simt toată ziua, dar spre seară se intensifică. Pe tot ceea ce ține de aprecierea pe care o primim legată de muncă, pe tot ceea ce ține de starea de sănătate. În mod special, femeile vor fi foarte mult impactate. Da? Este un moment în care ni se cere așa tuturor să găsim un echilibru cumva între muncă și odihnă. Ni se cere să ne dăm seama că totul are o limită. Totul are o limită. V-aș recomanda o mai mare atenție pe muncă, dar și pe starea de sănătate în ziua de marți. Este foarte important acest aspect. Mai ales că undeva marți seara este un moment foarte, foarte puternic pentru toată lumea. În mod special, femeile, așa cum spuneam, au un rol foarte important, dar cred eu, repet, că în ziua de marți o să ni se spună clar să mai luăm o pauză, să ne mai relaxăm. Avem Roata Destinului, care este cartea pentru 10 octombrie. Ziua de 10 octombrie vine cu schimbări, cu transformări, ceva începe să se miște într-o anumită direcție și tot ziua de marți este foarte bună să punem lucrurile în mișcare. Chiar dacă să știți că este o zi destul de întunecată, da? O zi în care încercăm să ne dăm seama de un adevăr. Da? Poate să fie și un mic mare moment de haos, să știți, în unele cazuri. Mai ales dacă ieși și discutăm de partea aceasta, repet, de femei, partea de alimentație, tot ceea ce ține de detalii. E ca și cum avem ocazia să ne pierdem în detalii. Da? Avem ocazia să ne pierdem în detalii și bineînțeles că suntem treziți la realitate. Iar asta e bine. Foarte ok ar fi să ne ascultăm intuiția privind planul material, privind planul fizic. Da? Să ne uităm foarte atent în ziua de marți la semnele care apar în jurul nostru și vedeți că sunt chestiuni legate de detalii, deci de detaliile fac diferența. Asta e viața. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. Vă invit să vedeți ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. De asemenea, vă invit la previziunile pentru această săptămână, pentru că sunt evenimente importante, cred că în fiecare zi se întâmplă ceva. Va fi o săptămână aglomerată pentru toată lumea, așa cum am mai menționat, iar dacă sunteți curioși să vedeți ce anume puteți să faceți cu energia eclipsei de soare care se produce sâmbătă seara, aveți acolo ritual pentru fiecare zodie în comunitatea canalului, tot acolo vă zic pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, aveți toate informațiile, iar pentru cei care doriți citiri personalizate la orice oră din zi și din noapte, vă aștept cu drag în aplicație Tarot by AI. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut cont acolo, este absolut gratuit tot. Puteți să recomandați și unor prieteni, puteți să-mi lăsați acolo niște steluțe, că m-ar ajuta extraordinar de mult. Vă îmbrățișez cu drag și hai să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi în general să știți că este o zi bună, așa vă spuneam și în previziunile bonus pentru septembrie, acolo unde discutam despre zile bune, zile mai puțin bune. Însă, na, și voi simțiți opoziția asta dintre Venus și Saturn și voi simțiți ceea ce se întâmplă pe casa a șasea. Cu alte cuvinte, prima parte a zilei este mai bună pentru tine, în sensul în care primești un ajutor din partea cuiva sau unii berbeci, vă dați seama ce vă place să faceți, vă dați seama ce coleg vă place, ce coleg nu vă place, care rudă vă place, ce rudă nu vă place. Și de asemenea, pentru tine este o zi în care ar fi bine să acorzi o mai mare atenție sănătății, dar și relației cu femeile din viața ta. Poate să fie și o zi în care unii berbeci vă dați seama că poate meritați să fiți plătiți mai bine, poate cine știe apar tensiuni la muncă din acest punct de vedere, în mod special, repet, în relația cu femeile.
Dar această discuție sau acest aspect care se petrece e foarte benefic pentru tine, adică te ajută foarte mult. Și atenție puțin și pe alimentație pentru tine în această zi sau, mă rog, în această săptămână în general vorbim. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Ce trebuie să cunoașteți? Regina de spade, regele de monede. Uite, este o zi în care e legătură cu niște instituții publice, cu o haină de stat, cu ceva. O conexiune văd cu zodia Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur, Fecioară, în mod special Capricorn. O zi în care lucrurile se mișcă așa încet și sigur pentru tine, dar e clar că se iau niște decizii importante privind o sumă de bani, privind planul material. Apoi, avem aici Împăratul, o conexiune chiar cu zodia ta, deci e cartea ta. Vezi că și tu astăzi poți să iei niște decizii destul de importante pentru tine. Ultima carte, Judecata, te revezi cu o persoană dragă ție și tot judecata poate să-ți spună despre un moment în care afli un adevăr, iei o decizie importantă, dar văd că poate aștepți un răspuns de ceva timp și acum în sfârșit tu reușești și îl primești. Este vorba despre o persoană foarte sensibilă și foarte dragă sufletului tău. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi să știți că este o zi foarte puternică. Venus, guvernatoarea voastră, se cam ceartă cu Saturn. Prima parte a zilei, da, vine și cu niște activități care apar în casă și în familie sau sunt niște chestiuni care trebuie acolo schimbate, fie la locul de muncă, fie în spațiul în care tu lucrezi în general vorbind. O perioadă așa în care fie apar tensiuni în relația de cuplu, fie este o perioadă în care unii tauri vă dați seama că anumiți prieteni nu prea vă sunt prieteni sau că nu vă mai simțiți bine împreună cu ei. Da? Poate nu v-au făcut nimic oamenii, dar vă dați seama că, nu știu, ție îți place să bei ceai, lui ăla îi place să bea cafea și uite așa nu mai aveți gusturi comune, nu mai funcționează lucrurile așa. Pe de altă parte, pentru taurii singuri vedeți că este o perioadă în care ceva sau cineva vă ia mințile, vedeți că pot apărea și tensiuni în relația de cuplu, pentru că da, e și Lilith pe acolo și începe să se simtă, fie în viața ta mai apare cineva, fie în viața partenerului. Da? Discuții care pot avea legătură aici cu afacere, poate chiar cu niște activități în comun pe care le faceți. Da? Viitorul relației. Pentru alți tauri, mai ales dacă aveți copii, vedeți că puteți să fiți puțin tensionați în perioada asta în relația cu anturajul copilului. Acolo pot fi chestii. Șapte de spade, trei de spade. Lumea, uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Are legătură cu o persoană care, nu știu, e dezamăgită sau se simte dezamăgită. 9 de spade, mult stres pe care îl ai. Poate să fie și o zi în care îți faci așa tot felul de gânduri, pentru că așa cum ți-am zis, Saturn acolo vine și te trezește la realitate privind viitorul poveștii tale de iubire. Ultima carte, 5 de monede. Dragi tauri, fiți puțin atenți și pe zona sănătății în această zi. Poate vă dați seama că e cazul să abandonați ceva, să renunțați ceva, la ceva anume, să nu mai stați acolo doar de dragul că v-ați obișnuit unul cu altul. Pentru că, uite, e o pasiune acolo pe care fie tu o ai față de cineva, fie partenerul o are. Da? O rivală. Dragi tauri, pentru unii vise, mă rog, vi s-ar cere așa puțin odihnă. Na, poate cine știe, la muncă încă se mențin tensiunile, posibil și acest aspect. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi, prima parte a zilei, vă găsește, nu știu, cu niște drumuri, cu niște discuții în relația cu un copil, cu persoana iubită. Pot fi chestiuni legate de o petrecere la care mergeți sau la care sunteți invitați. Și vedeți voi, ziua de marți vă găsești foarte concentrați, în general vorbind, pe casă, pe familie, pe viața privată. Tot marți este bine, să spun așa, să vă găsiți echilibru între casă, familie și viața profesională. Pentru unii gemeni pot apărea niște responsabilități privind o femeie din casă și din familie. Poate nu vă simțiți voi foarte confortabil că vă vine omul ăla în vizită sau că e nevoie să rezolvați o astfel de chestiune, dar na. Ce să facem? Rudele, v-am mai spus eu, că nu prea ni le alegem noi. Teoretic, da? Energetic vorbind, ni le cam alegem, cam alegem tot. Acum, da, fiecare crede în ce teorie vrea, eu nu oblig pe nimeni, doar
așa, pentru cei care credeți. Și responsabilitatea asta sau situația asta care are loc este foarte benefică pentru tine, pentru că îți va oferi o mai mare încredere în tine, o mai mare stabilitate, dacă vrei. Unii tauri, doamne, unii tauri, poate cine știe ascultă și de la tauri, poate ai pe acolo mesaje sau poate ai legătură cu un taur. Unii gemeni, vedeți că v-am mai spus, e săptămâna oarbă, e săptămâna oarbă de ceva timp și v-am mai spus, Saturn acolo vrea responsabilități, vrea să vă asumați anumite chestii și acum, că vă place, că nu vă place, trebuie să o faceți. Dar atenție și voi pe sănătate și evitați conflictele în familie. Asul de spade, 6 de spade, o victorie, o bucurie. Este o bucurie legată de un drum, este o bucurie legată de cineva care îți vine în vizită, niște bani pe care îi primești. Bani pe care îi dai, nu știu, doi de monede, uite, o zi în care te împarți așa într-un mod egal, casă, familie, viață profesională, 7 de cupe, multe iluzii și poate chiar e o zi în care ești trezit la realitate, de către o persoană mai matură, asumată, ai mai multe oportunități, ai mai multe bucurii. Visezi cu ochii deschiși. Zodia Rac. Pentru tine, prima parte a zilei vine cu niște activități pe care le ai de rezolvat privind casa, familia, poate chiar e ceva legat de niște acte, o persoană importantă din viața ta îți poate cere ajutorul. Dar, în general, în ziua de marți, tu te vei concentra foarte mult pe studii, pe drumuri scurte. Relația cu vecinii este din ce în ce mai intensă, dar și relația cu rudele. Dragi juraci, vedeți că pentru voi este un moment în care fie o femeie acolo vă apasă un buton, fie este un moment în care învățați așa deodată ceva practic, da, dar fără să vreți, cum s-ar spune, vă trăiți într-o situație ciudată. Atenție puțin astăzi pe drumuri, pe partea aceasta de acte. Unii raci e ca și cum sunteți puțin scoși din zona de confort de către o femeie sau poate voi sunteți, da, cei care sunteți mai duri, cei care vreți să rezolvați lucrurile așa mai repede. Da, poate pentru unii este ceva legat de o rudă, de o femeie, o persoană dragă. Pentru unii are legătură cu o mutare, cu o relocare, deci fie te muți tu, se mută cineva, sunt niște discuții acolo care au loc. Hai, dragi raci, că aveți mesaje multe, frumoase, da, frumoase. 6 de bâte, lumea, o bucurie foarte mare pentru tine, o victorie, care poate avea legătură cu zona străinătății, cu internetul, cu tot ceea ce ține de casa ta, uite, te simți bine în cercul ăsta de oameni, te simți bine cu persoanele pe care tu le ai alături de tine. Și mai avem asul de monede, puterea. Unii puteți avea o legătură cu zodia Leu, dar văd aici o bucurie, văd ceva benefic pentru tine, care are legătură cu un nou drum, un nou loc în care mergi. Poate este o dovadă fizică pe care o primești, dar poate și un cadou pentru unii. O nouă casă, un nou loc. Uite, pot să cunoști o nouă persoană astăzi. Da, posibil și acest lucru. Zodia Leu, dragi lei, pentru voi este un moment foarte profund. În primul rând, în prima parte a zilei, uite, ai de rezolvat ceva legat de o rudă, legat de niște acte, poate închizi un contract, poate iei o hotărâre împreună cu cineva anume. Alți lei, bineînțeles că veți fi mult mai hotărâți în prima parte a zilei de marți, însă pe tot parcursul zilei sunteți foarte preocupați de bani, de mâncare, de achiziții, de partea aceasta financiară a lucrurilor. Bineînțeles că tot ziua de marți vine pentru tine atât cu niște bani pe care îi primești, cât și cu niște cheltuieli pe care le ai de făcut. Este un moment în care unii lei vă simțiți apreciați pentru ceea ce sunteți, dar vă dați seama că fie meritați mai mulți bani, fie o bucurie acolo, cum că ți-a ieșit ceva, cum că ți-au intrat niște bani, cum că ai rezolvat o situație, da? Dar atenție astăzi și puțin, dragi lei, pe zona alimentației, adică nu uitați să mâncați. Tare bine ar fi.
Roata destinului, cavalerul de spade și 10 de monede. Roata destinului. O schimbare aici frumoasă, un noroc pentru casa ta, pentru familia ta, pentru un grup de oameni foarte drag sufletului tău. Cavalerul de spade. Ceva se mișcă foarte rapid pentru tine. Cavalerul de spade poate să însemne și ceva care te surprinde. Deci cumva să ai o discuție foarte rapidă cu cineva, o decizie bruscă. Iar ultima carte, 7 de cupe. Multe iluzii pe care ți le faci, dar este și o zi în care vei fi cumva trezit la realitate. Da? Primești o veste care te surprinde, dar simt eu aici că totuși este o veste bună. Da? Încearcă să fii puțin atent pe oamenii ăștia din jurul tău care nu se bucură neapărat toți pentru tine. Dacă voi aveți tendința să arătați tuturor orice și nu știu cât se bucură, da, toți oamenii cu adevărat pentru voi. Și nu vă spun cu răutate, vă spun așa prietenește. Acum nu-mi dați dislike acolo sau comentarii că nu, da? E doar un sfat. Da? Acum fiecare face ce vrea. Atenție puțin la oamenii din jurul vostru, da? Că nu toți se bucură pentru ceea ce aveți sau pentru ceea ce sunteți. Zodia Fecioară. Prima parte a zilei cam pierzi puțin controlul asupra lucrurilor, pot apărea niște cheltuieli sau poate cine știe, tu te apuci și plătești o factură, investești în ceva anume. Ziua de marți, mai ales în a doua parte, te găsește plin de energie, îți revii, lucrurile sunt bune, însă mare atenție, dragi fecioare, pe relația cu oamenii din jurul vostru. Atenție puțin pentru că, așa cum spuneam, pot apărea conflicte, pot apărea lucruri ciudate, dar unii poate chiar acum în sfârșit mai luați niște decizii așa radicale, poate privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, poate chiar colegii de la muncă sau cine știe, pentru unii poate să fie vorba despre confortul vostru. Poate vă dați seama că nu te mai simți bine în preajma unei persoane și atunci poate e ok să mai răriți discuțiile, să-și mai vadă fiecare de treaba lui. Că Venus acolo în zodia ta te face să te apreciezi, să te iubești, să te răsfeți. Zic și eu că e cazul. Și vedeți, dragi fecioare, că tot în preajma zilei de marți exercitați așa o atracție fantastică asupra celorlalți. Hai să vedem ce trebuie tu să știi. Uite că au ieșit deja cărțile. 3 de spade, 7 de spade, 5 de monede, steaua. O legătură cu zodia Vărsător. Apare acea lumină de la capătul tunelului privind o dezamăgire, privind ceva ce nu-ți place. 2 de bâte avem aici. 2 de bâte care înseamnă o decizie pe care tu o ai de luat sau înseamnă și o călătorie îndepărtată. Niște planuri pe care, atenție, tu ți le faci pentru un termen mult mai lung. Mai văd o bucurie legată de un copil pentru unii dintre voi. 6 de cupe. 6 de cupe înseamnă ceva legat de un copil. Trecutul tău, o energie de suflete pereche, ceva te bucură, ceva te mulțumește, dar pentru unii văd că de mult timp trebuia să luați o decizie și poate acum vă hotărâți și acționați și voi. Că ar fi cazul, da, ar fi cazul. Pentru că văd aici din nou că v-ați făcut niște iluzii privind niște gesturi pe care le-ați făcut față de cineva și acum vă așteptați ca persoana aia să facă nu știu ce chestii pentru voi. V-am mai explicat, dacă mai faceți gesturi de genul, să n-aveți așteptări, că e cel mai sfânt așa, da? Cel mai sfânt așa și este o perioadă în care vi se cere să trăiți intens și să vă faceți o oarecare curățenie prin viață. Zodia Balanță. Dragi balanțe, în prima parte a zilei, undeva pe la amiază, vedeți că se rezolvă ceva important legat de un plan de viitor, legat de o relație, un prieten, primiți un mesaj, un apel telefonic, se rezolvă acolo ceva plăcut pentru voi. Undeva în a doua parte a zilei de marți, vedeți că vă pierdeți energia și tare bine ar fi, dragi balanțe, să vă mai odihniți, pentru că nu este o perioadă bună pentru voi să vă aruncați cu capul înainte. Pe de altă parte, este o zi de marți în care vedeți că apar tensiuni pe muncă și pe starea de sănătate. Este un moment intens acolo, profund pentru voi. Poate apar tot felul de responsabilități pe care nu le-ați prevăzut,
pentru alții pot fi niște chestiuni legate de rude, legate de familie, de casă sau poate chiar chestiuni de la muncă. De ce nu? Sunteți prinși pe tot felul de situații. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Multe mesaje au ieșit. Multe mesaje, avem 10 de bâte, 3 de bâte. Cineva încearcă aici să ajute pe toată lumea și simt eu că e energia ta, da? Deci a intrat iar în energia aceea. Poate să fie ceva legat de un drum aici, deci ai de făcut două drumuri sau încerci să ajuți doi oameni. Dar uite, este o zi aglomerată, o zi în care ai multe lucruri de făcut, dar vezi tu că în perioada asta nu prea ai control asupra lucrurilor, de asta spuneam, lasă ce nu merge să se ducă. 9 de spade, asul de spade, turnul. Îți e teamă în legătură cu o decizie sau te stresezi în legătură cu o decizie, cu un adevăr care iese la suprafață? Justiția și asul de bâte, dar uite, o conexiune, uite, cu zodia ta. Deci, dragi balanțe, fie este o zi în care pierdeți controlul și se află un adevăr sau vă scăpați voi și, nu știu, spuneți ceva, spuneți un adevăr sau se află ceva, dar ideea este că treaba asta pe tine te eliberează pentru că ție îți oferă o mai mare încredere în tine, ție îți oferă o mai mare speranță, o mai mare bucurie, aș spune eu. Foarte interesant, dragi balanțe. Deci o zi cu eliberări pentru voi. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, chiar când am luat cardul vostru, să știți că motanul s-a trezit și s-a dus, cred că să bea apă sau să mănânce. Da? De asta nu-i la filmări, că e mai important să facă chestia asta decât să stea aici. Cam așa și voi. Undeva vedeți că în prima parte a zilei fie luați o decizie importantă privind reputația voastră, privind un șef, vă retrageți de undeva, faceți voi ceva acolo și undeva în a doua parte a zilei de marți, atenția cade foarte, foarte mult pe prieteni, viitor, pe internet, grupuri mari de oameni, vă planificați ceva. Și tot ziua de marți poate să vină cu niște tensiuni în relația de cuplu, în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită. Pot fi chestiuni legate de o afacere, pot fi chestiuni legate de o plăcere foarte mare pe care tu o ai. Poate e cazul, dragi scorpioni, să vă mai schimbați puțin planurile de viitor privind relația cu partenerul. Da? Dacă lucrurile nu funcționau, uite, acum sunteți și voi puțin treziți la realitate. Și asta e de bine, dar pentru tine eu cred că acest aspect este extrem de pozitiv, da? Este extrem de pozitiv și am mai spus că oricum e o perioadă în care nu știu cât iau ceilalți decizii, cât tu le iei. Da. Regina de bâte, marele preot, o conexiune cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător, zodia taur, e ca o aglomerare pe care o simți, e ca o apăsare pe care o simți aici. Legat de o rivală sau legat de ceva ce tu îți dorești foarte mult, îți dorești o relație serioasă, o relație stabilă, poate pentru alții crește pasiunea în cuplu. Este ceva pentru unii scorpioni legat de un drum, de o schimbare, o relocare, poate să fie vorba și despre un triumf, despre o bucurie foarte mare. Ultima carte, 8 de cupe. Este ca și cum te pregătești ei să abandonezi ceva, o relație de prietenie, o relație de iubire, poate chiar să abandonezi un anumit mod prin care tu te-ai manifestat până acum. Este momentul să renunți, să te detașezi. Îți spuneam în nenumărate rânduri că detașarea pentru tine este soluția și e secretul în toate. Da? Detașarea de orice. Știu, e greu, e greu, te înțeleg și eu am marcaj puternic pe scorpion și în continuare mă lupt cu chestia asta, în procentaj mai mare am rezolvat-o, dar tot e. Da, asta e viața. Cam așa și tu, măcar pe cât de mult posibil, da, detașează-te. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, prima parte a zilei vă găsește cu niște discuții pe care le aveți cu un prieten, cu un grup de oameni, poate chiar niște mesaje pe care le primiți, niște planuri pe care vi le faceți, iar în a doua parte a zilei cu siguranță veți ieși în evidență, indiferent de ceea ce veți face.
Discutăm, dragii mei, despre o zi în care, vedeți voi, apar niște chestiuni de rezolvat prin casă și prin familie care vă responsabilizează foarte mult. Pot fi niște chestiuni legate de o persoană importantă din viața voastră sau pot fi chestiuni legate de o femeie. Dacă ești săgetător și ai o șefă acolo, spuneam eu că e o perioadă în care apar mici mari tensiuni. Da? Mici mari tensiuni. Pot fi lucruri legate de viitorul tău la locul de muncă, pot fi lucruri legate de viitorul carierei tale. Unii săgetători, stați și vă gândiți serios dacă sunteți pe acolo pe unde trebuie. Evitați conflictele cu femeile. Da. Și dacă ești femeie, la fel evită, da? Uite, evită să îi spui unui prieten că nu știu ce face rău sau face bine. Lasă-l în pace. Multe cărți și pentru tine, magicianul, 9 de spade. Încerci aici să găsești soluții. Îți e teamă, poate te simți obosit. Dar uite, avem două cărți frumoase. Asul de spade, asul de bâte. Deci o victorie, ceva se clarifică, o speranță foarte mare pe care o ai, o pasiune pe care ți-o găsești, un nou mod prin care acționezi. 9 de cupe avem aici. O bucurie foarte mare pentru sufletul tău. Liniște, pace. Ceva te bucură, ceva te liniștește. Pentru unii săgetători, poate e ceva care vă responsabilizează și care vă place până la urmă. Da? Pentru că văd aici și o pasiune. Ceva te atrage, cineva te atrage. Poate are legătură cu casa, familia. Zodia Capricorn. Dragii mei Capricorni, pentru voi, prima parte a zilei de marți, poate să vină cu niște responsabilități care apar la muncă. Fie se mai ceartă ea pe acolo, fie este ceva legat de partenerul de viață, o persoană importantă din casă și din familie, partenerul, părinții și așa mai departe. În a doua parte a zilei de marți, deja lucrurile se mai liniștesc, pentru că deja ești concentrat, da? Pe partea asta de intuiție, deja ești cu gândul undeva în străinătate, la distanță, deja ești prin altă lume, poate ești de rezolvat chestiuni legale. Doar că vezi tu, este o zi în care ești pus cumva la studiu cu sau fără voia ta și uite că sunt niște femei acolo care te învață foarte multe lucruri benefice de altfel pentru tine. Iar dacă ești Capricorn singur, vezi că dragostea plutește în aer, doar că îmi vine să râd, e cineva total nonconformist și e cineva total diferit față de cum te-ai fi așteptat tu. Iar Capricornii care vă știți într-o relație și lucrurile nu prea funcționează, vedeți că astăzi iar se reiau niște discuții privind niște acte sau privind o plecare, o relocare, o transformare. Cumva sunt discuții acolo și spuneți, bă, bun, dar cum e relația noastră? Suntem împreună sau nu suntem împreună? Oficial vorbind, da, în văzul lumii, cu acte, fără acte, ne despărțim, ne băgăm într-o relație, ce facem? Atenție puțin și în eventualele tensiuni care apar într-o relație cu o femeie care este cumva la distanță de tine, într-o altă țară, într-un alt oraș sau cineva care știe lucrurile mult mai în amănunt decât tine, da? Pe un anumit domeniu, pe o anumită situație. Sau niște tensiuni, văd aici, legate de drumuri, discuții, acte. Energiile astea sunt foarte puternice marți, dar tu poți să le simți câteva zile bune. Tu cred că simți toată săptămâna energiile astea, că o să mai avem joi și o opoziție dintre Saturn și Lilith și atunci e altceva. Bun. Asul de cupe. 5 de bâte, cavalerul de cupe. Uite, cineva e gelos aici sau cineva e pornit, e agitat. O conexiune cu zodia Leu. Ceva legat de iubire pentru unii capricori. Liniște. Luna, o legătură cu zodia Rac, zodia Pești. Luna aici să știi că înseamnă stabilitate, înseamnă liniște. Emoție, deci, dragi capricornii, ca și cum fie vă faceți niște iluzii într-o situație, fie cumva sunteți treziți la realitate. Ultima carte, 7 de spade, e ca și cum nu vrei să renunți la o persoană, la o situație, la un mod prin care te manifesti.
Ceva nu-ți place și ceva nu-ți convine, dar are legătură cu o noutate. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, prima parte a zilei vine cu niște discuții pe care le aveți sau niște chestiuni pe care le rezolvați. Legat de acte, legat de o rudă, o rudă care este la distanță de voi sau poate să fie chiar niște lucruri pe care reușiți să le rezolvați din punct de vedere legal, adică închideți ceva, finalizați ceva. Apoi, în a doua parte a zilei de marți, fie se aglomerează programul, da? Fie este o zi în care ești puțin provocat, în mod special în relația cu femeile. Și aici vezi că este o zi în care ți-aș recomanda o mai mare atenție pe alimentație, pe bani, pentru că pot apărea cheltuieli sau, știu eu, pentru alți vărsători, poate trăiți așa un moment pasional, însă aveți niște rude, aveți niște femei pe acolo prin jurul vostru care fie vă înțeapă, fie sunt oameni care cumva nu vă plac. Da? Pentru alții, repet, pot apărea tensiuni legate de partea aceasta financiară. Chiar pot apărea. Sau în relația cu partenerul, în relația cu cineva din familie. A, da, spui bun, eu am făcut asta, merit să fiu apreciat. Cât ai făcut? Asul de cupe, șapte de monede, tot stai aici și aștepți ceva. Poate unii primiți o veste legată de o moștenire, legată de o bancă, de o sumă de bani. Are legătură cu așteptare. Arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn, dar este o zi, așa cum spuneam, în care planul material este foarte important pentru tine. Te concentrezi aici foarte mult pe a deține controlul într-o situație, iar ultima carte, regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Este un moment foarte bun pentru tine în care poți să găsești un echilibru, poți să găsești o persoană pe care te poți baza, îți dai seama în sfârșit cât valorezi, îți dai seama în sfârșit cât de respectat ești pentru ceea ce faci, pentru munca ta și așa mai departe. Zodia Pești. Dragi peștișori, prima parte a zilei vine cu niște responsabilități care apar legate de muncă. Poate niște cheltuieli care apar pentru starea de sănătate a ta, a unei persoane din jurul tău, alții poate mergeți la cumpărături. Da? Însă, în a doua parte a zilei de marți, atenția cade foarte mult pe relațiile cu ceilalți, pe asocieri, parteneriate, clienți, în general, oamenii din jurul tău. Este o zi pentru tine, îți spuneam, în care apar tensiuni pe partea aceasta și toate au legătură cu niște discuții, au legătură cu actele, au legătură cu poate rudele tale, da? Poate ăștia te agită, poate e o femeie care îți cere ajutorul, da? Și te scoate puțin din zona de confort. Dar știi cum, oricum treci printr-o perioadă de schimbări, de transformări, poate chiar ceea ce îți spune femeia asta nu-ți place sau ceea ce îți oferă, da, această persoană nu prea este așa pe placul tău. Dar este ceva ce te va ajuta destul de mult. 6 de monede, 8 de monede, da? Primești niște bani, îi dai la rândul tău, poate niște cumpărături, dar unii pești e ca și cum cineva vă cere ajutorul și voi vă duceți acolo și ajutați persoana respectivă. Deși v-aș recomanda să fiți puțin atenți cu banii împrumutați în perioada asta. Dacă vreți să stați liniștiți după, măcar îi dați de tot. Da? Bine, acum râdem, glumim, dar serios că e cam ciudat. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede aici spune că este o zi în care totuși iei lucrurile încet și sigur. Saturn acolo te cam limitează, da? Te cam limitează și dacă dai dovadă de seriozitate, e ok. E ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Așa cum spuneam, deci, uite, poți să întâlnești oameni în jurul tău, în mod special femei, care inițial să te înțepe, inițial să te deranjeze, dar apoi îți dai seama că este ca o binecuvântare, pentru că ai învățat niște lucruri. Ultimul mesaj, steaua, o conexiune cu zodia Vărsător. Steaua reprezintă o bucurie, steaua reprezintă ceva mare, ceva puternic, dar și o lumină de la capătul tunelului care apare în viața ta. Începi să vezi lucrurile altfel în acest context.
Încep să înțelegi ceva anume. Te maturizezi. Eu cred că oamenii ăștia sunt trimiși în viața ta tocmai pentru a te ghida, pentru a te ajuta, pentru a pune în fața ta anumite detalii pe care poate nu le-ai văzut până acum. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, iar dacă ați rezonat cu mesajele, vă invit să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și să ne revedem cu bine și data viitoare. Vă invit și la previziunile pentru această săptămână, partea generală, partea bonus, unde aveți pentru fiecare zi în parte analiză, aveți și ritual de lună nouă de eclipsă. Și dacă vreți citiri personalizate, gratuite, zilnice, la orice oră, da, din zi și din noapte, vă aștept cu drag pe aplicația Tarot by AI. O găsiți momentan doar pe Magazin Play sau Google Play. Momentan e disponibilă doar pe Android. Sperăm ca în timp să ne extindem. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă.